Numărul deceselor de COVID-19 crește pe zi ce trece. 5 oameni au murit infectați cu SARS-CoV-2 în doar 2 zile în județul Mehedinți. În ultimele 24 de ore, 3 oameni au decedat și 21 de persoane au fost confirmate pozitiv. Situația se înrăutățește și în Mehedinți. Numărul cazurilor crește de ieri până astăzi, fiind confirmate pozitiv 21 de persoane. Tot azi, alți 3 oameni infectați cu COVID-19 au decedat. Este vorba de 2 femei cu vârsta de 87 de ani, respectiv 74 de ani, și un bărbat în vârstă de 81 de ani. Persoanele vârstnice rămân în continuare cele mai vulnerabile când vine vorba de lupta cu SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3 decese, după cum urmează. Primul deces la o persoană de sex feminin, vârsta 87 de ani, persoana a fost confirmată COVID-19 și internată în data de 9 octombrie. Cea de-a doua persoană a decedat în data de 15 octombrie, ea fiind confirmată și internată în data de 8 octombrie. Cea de-a treia deces a fost înregistrată o persoană de sex masculin, vârsta 81 de ani, persoana a fost confirmată COVID-19 și internată în data de 17 septembrie, decesul fiind declarat în data de 15 octombrie. Toate cele 3 persoane decedate sufereau de mai multe comorbidități. 87 de persoane au decedat de la începutul pandemiei și până în prezent în județul Mehedinți. În acest moment sunt internate 90 de persoane, din care 8 se află internate la secția de terapie intensivă. În logică, din județul Mehedinți, astăzi, 16 octombrie, este următoarea. 717 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 90 persoane se află internate, din care 8 persoane sunt internate la secția ATI. 129 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. La începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 1676 persoane, din care 21 persoane sunt confirmate în ultimele 24 de ore. Numărul celor infectați pozitiv în această săptămână arată o creștere în județul Mehedinți. Datele menționate sunt într-o continuă dinamică și se pot schimba de la o oră la alta.